Bună seara, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună în casele dumneavoastră. Vă rog, primiți-ne cu drag și cu căldură, pentru că merităm de fiecare dată. Și pentru dumneavoastră, în această seară, am o invitată de suflet, o prietenă veche și a mea și a dumneavoastră. Este vorba de doamna Nina Predescu. Bună seara, Nina! Bună, Leo! Bună seara, bine ne-am regăsit! Iată-ne împreună iarăși după un an de zile de când nu ne-am văzut. Da, da. Mi-e drag să mă întâlnesc cu telespectatorii postului Tele 3. Da. Suntem încă la început de an. Să nu greșesc să mă dea patronul afară. Nu, îl salut și pe dumnealui, ne cunoaștem. Da. Îi mulțumim pentru colaborarea de-a lungul timpului. E vremea urâtă afară și tocmai de aceea credem că o să fie împreună cu noi cât mai mulți telespectatori. E bine că suntem noi frumoși, mai ales tu. Avem un telefon. Alo? Alo, bună seara, domnul Berger. Bună seara, doamnă. Și invitatei dumneavoastră. Bună seara! Deja v-a auzit. Da, sunt pușa pe cingină din comuna Turcinești. Și aș dori să fac și o dedicație, în primul rând pentru dumneavoastră. Și în al doilea rând? Și în al doilea rând pentru fata mea, Ileana, de la Bumbejiu, și nepoatele mele, Bianca și Roxana, pentru soțul meu, Gelu, pentru o vecină de aici, de la mine, Eugenia Gârdu, care săptămâna viitoare împlinește o frumoasă vârstă. Pupo și... din partea mea, dragă, pupo! Da, da, o pup, cum să nu? Așa. Și pentru nașa mea, diaconul Silvia din Târgu Jiu, și moașa nepoatelor mele, Stroie Viorica, tot din Târgu Jiu. Da, să fie sănătoasă. Și aș dori și eu de la doamna, dacă se poate, un CD. Fugi de aici! Da. Să știți că am adus... Și îmi place foarte mult cu cântă. Am adus câteva CD-uri în această seară. Am o rugăminte. Nina, o clipă. Cei care primiți CD-uri în emisiune, vă rog, în prima zi, în a doua zi, veniți și le ridicați. Da. Dacă nu veniți să le ridicați, se anulează comanda. Da, domnul Berger. Da, deci, am slăbit. Vă rog. E de la Turcinești, poți să vii și cu căruța. Școlare pe Măgar. Asta e bună. Nu-i distanța mare. Și vei primi un CD cu Nina Predescu. Da, mulțumesc. E o compilație cu mai mulți. Stai să spun ceva despre acest album, numai ce a ieșit de două luni. Mulțumesc mult de tot și o seară plăcută. Și cât mai multe emisiuni frumoase. Mulțumesc tare mult. Este un album care a apărut de curând prin colaborarea cu prietenul nostru al soliștilor, Emil Badea. Suntem câțiva colegi pe o compilație. Vă dăruiesc din tot sufletul. Sper să vă placă și să vă placă piesele noastre. Deci sună telefoanele. Deci vă rog, regia, să nu lăsați telespectatorii să stea în telefoane. Vă rog să introduceți în direct, să vociferăm cu dânsii. Alo! Bună seara! Bună seara! Vreau să fac felicitație. Cu cine am onoarea? Cu Ion. Cu Ion? Da. Da, Ioane. De la Scoarța. Ion de la Scoarța. Da. Am și o nepoată în Spania. Să-ți trăiască, Ioane. Ce vreți, ce când știe doamna să fac o dedicație cea mai frumoasă? Primele melodii vor fi pentru nepoata din Spania. Din Spania. Gata, domnul Ion. Gata, sănătate. Of, Ion de la Scoarța. Deci, să mai vorbim despre acest CD, Nina. Da, uite, îți dau ție voie să spui cine mai apare pe acest album. A apărut printr-o nouă casă de producție. După cum spuneam, colegul nostru Emil Badea, îi dorim să aibă succes cu această inițiativă. Eu am crezut că zice Emil Boc, m-aș fi speriat. De ce nu? Și o altă casă de producție. Da. Da. Uite, este Ileana Lăceanu, Mariuța Bozneanu, Irina Zoican, Emil Badea, Raluca Sandu, Elisabeta Vasile, da. Maria Ghinea și fratele ei, Sanda Argint, și Caschetă.
Vasilescu, da? Pe mine nu mai... Domnul Ursaru. Pe mine nu mai... Nu mai și mai tânăra mea colegă de la Turnul Severin, Ana Maria Ion Oprișan. Da. Ai și tu loc la următoarea compilație. Dar trebuie să-ți faci cerere de înscriere și să fie aprobată. Pe aici, prin spate, pe undeva eu. Alo? Alo? Alo, să trăiți? Și dumneavoastră? Sunt Bogdan, nu sunt din la... Vă aud cu gâlci. M-auziți acum? Da. Sunt Bogdan Ionuț Cosmin de la Stănești, Gorj. O, da, Cosmin. Să trăiți cu respect și să rămânile pentru doamna Nina Predescu. Bună Cosmin. Seara, bine v-am găsit. Mă bucur foarte mult că am putut intra în legătură cu dumneavoastră. Foarte frumos gestul. E de apreciat. Da. Așa. Aș vrea să dedic și eu toate melodiile din seara aceasta pentru toți consătenii mei din satul Curpen, comuna Stănești, județul Gorj. Cosmin, pe Costel, da? Bicherul cunoști, draguțule? Da, cum să nu? Să-i transmis tu că ți-a zis Belger să răspundă la telefon. Nu știu, asta nu... Nu, asta e problema noastră. Bine, dragule. Așa. Și aș vrea să dedic și eu toate melodiile din această seară din partea mea pentru toți consătenii mei, pentru toți prietenii mei, pentru toți colegii mei de servici. Da. Pentru toți consătenii lui doamna Nina de la Negoiești și cred că dânsa toți sunt cu ochii pe televizoare. Da, să știți, da, că suntem recepționați la Negoiești. Îi salut, da, și eu pe toți consătenii mei și pentru, da, că în curând va fi hramul satului, te invit să vii pe la Muma să mănânci o poală de sarmale. Chiar mă spune la pomană că eu din Pomen trăiesc. Le doresc toate eu cele bune. Eu numai din Pomen trăiesc. Vă mulțumesc, da, că v-ați gândit la mine. Mumă, să rămână mumă! Da, da. Și tot ce vă dorim dumneavoastră, aș vrea și o melodie extraordinar de frumoasă de la doamna Nina. Toate, am ales numai melodii vesele, melodii... Iartă-mă, Nina, ai zis că tot ce doresc, tot ce ne dorim noi, da? Da. Dacă e sinceră urarea, aduci și pe 10.000 de euro, că trebuie să iau și o mașină. Naoleu... Păi atunci nu-i sinceră urarea. De la bancă. Păi atunci urarea nu-i sinceră. Deci că tot ce-ți dorești. Ce-ți dorești că ție dulce Românie? Exact. Bine, Cosmin. Exact. Bine, cu stimă să trăiți. Cu cea mai mare stimă. Așa. Deci pe compilația asta apar nume sonore. Nume sonore chiar. Bineînțeles că o să-i aduc în fața dumneavoastră pe toți cei care sunt în aceste fotografii. Pe CD-ul lui Nina Predescu. Nu este CD-ul meu. Este al tuturor. Este organizat de Emil Badea. De Emil Badea. Da. Emil Badea, care o să-l invit și pe el într-o seară aici în fața dumneavoastră. Are o voce minunată, Emil. Eu l-am lansat de mic copil. Datorită mie îl cunoaște lumea. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Nina Rotaru din Bulteni. Da. Vreau să dedic și eu toate cântecele lui doamna Nina să seară pentru băieții mei și fata mea. Ia, câți ani are anișori are fetița, doamnă? Fata mea are 33 de ani. Întreba cameramanul meu că e nensurat. Are băiatul în clasa 9. Vezi, măi, a auzit, doamnă. Fete, n-aveți că am doi băieți necăsătoriți. Păi doar n-o fi de partea alaltă, doamnă. Stai, păi zic că fete n-aveți acolo. Păi de unde, doamnă? Doamne Dumnezeule, credeți că orice... Asta e pretențios, vrea din Bălteni, din Valea cu Apă, din Valea Mare, de... Nu din oraș, doamnă. Sunt fete și în Bălteni. Vrea fete? Fete. Fete, fete, mai găsesc fete. La oraș, da, vedeți dumneavoastră. Am o nepoțică care are în clasă, are 13 ani. Doamnă, retrageți-vă oferta. Păi e fată. Retrageți-vă oferta, că ne trezăm cu miliția peste noi, băi, e minoră, doamnă. Doamne Dumnezeule, ce faceți?
Păi dacă vreți fete. Michideți emisiunea. Păi n-au zis, vrem de la țară, că la oraș la țară, n-ați văzut țară. Ce se întâmplă, doamnă? Câte rămân gravide de la cafea? Am văzut. Toate sunt invitate la cafea și acceptă. Așa e, așa e. Și rămân săracile, grele. Așa. Am cântat la boteze de nu mai pot. Credeți-mă. A început să dea copii jos din cărucioare. Așa. Și dacă se poate la sfârșit să cântați noastră cântecul ăla cu dușmani. Doamnă, de unul singur să latru așa nu pot, doamnă scumpă. Data viitoare când o să aduc o formație să cântăm live, cu dragă inimă. Am alergat vinerea trecută după dumneavoastră să vă prind și n-am putut. Pe unde, doamnă? Prin ce grădină? Prin casă, la mine, ca să vă pot prinde la televizor, pe Tele3 și n-am putut. Doamnă, e imposibil. Vă spun eu sigur. Dar nu eram în camera dumneavoastră. Telefon al meu a rămas. Am ascultat și gata, s-a terminat emisiunea. Doamne, o să o mai lungim puțin. Îmi pare bine că ați venit din nou să ne încântați iar că i-a luat emisiunea lui Ion Drăgan. Doamnă, nu e adevărat. E prietenul meu. A lăsat-o de bună voie. Nu. Dar oricum dumneavoastră a fost primul. Eu iau ce lasă alții. Dumneavoastră a fost înaintea lui Ion Drăgan. Doamnă, adică în ce sens vreți să spuneți că am fost primul? Deci eu am urmărit postul ăsta de la început, deci când era dumneavoastră, nu ai fost dumneavoastră la Tele3. Nu, am... Casa, îi aduceți-vă aminte cu casa, că mai aveți casa. Da, nu mai aduceți aminte că încep să plâng. Bine, doamnă scumpă. Bine, multă sănătate și o seară cât de mai plăcută. Sărut mâinile. Iată, dragii noștri, azi adevărul e că mi s-a întâmplat numai lucruri minunate azi. Am fost cu Nina la cafea, la, cum zice, la Namol, acolo la mall. Și acolo mi s-a întâmplat un lucru frumos. Ai cunoscut pe cineva? Eu o să mă pun nașă. Nu, Nina, nu, dă-ți peste gură, nu, da. Erau doi copilași frumoși acolo care i-am simpatizat foarte mult și mi-a plăcut cum se joacă. Și le-am promis că le fac o dedicație. Avem un telefon? Alo? Păi nu mai facem emisiunea. Da, vă rog. Bună seara. Brădulenii vă deranjează, Mioara Pârvulescu. Să rămână, doamnă. Vreau și o... Vreți multe, doamnă. Cu doamna Nina. Bună seara, doamna Nina, vă iubesc din suflet. Bună seara, dacă mai apucăm să cântăm, o să vă facem și dedicații. Poate cântece dumneavoastră din seara asta. Care nu le cântă. Trebuie să le cânte. Păi dacă... Păi mai am loc de Belger, nu vedeți că mai el vorbește. Sună telefoanele. Păi dar nu trebuie, Nina, trebuie să băgăm telespectatorii în seama, asta e bună. Le dedic soțului meu, copiilor mei, nurorilor mele, vecinilor mele, Uța și Augustina, nepoatelor mele, la Rovinar Maria Cornescu, da? La toți cei care mă cunosc, pentru dumneavoastră. Săru mâinile, doamnă, vă pupăm, pa! Și noi vă mulțumim, o seară bună! Săru mâna! Asta vreau să vă spun, că s-a întâmplat un lucru frumos acolo, am interacționat cu copilașii frumoși foc, și le-am promis că în seara asta, pentru dumneavoastră, pentru părinți și pentru acei copilași minunați, să vă dea Dumnezeu sănătate și să educați copiii într-un stil așa frumos cum v-am cunoscut. Bună seara, Nina! Ce faci? Mă uit la tine și mă minunez. Haideți să ascultăm primele două melodii, da? Da. Te bucuri? Foarte. Ca naiba. Muzica, vă rog, regia, muzica. Trăiți sănătate, ce vă doresc de la mine.
mai rege, inima-n piept, chiar și atunci când plânge. Sănătate vă doresc de la mehegiți, la mulți ani am românesc, hai să ne trăiți. Sănătate vă doresc de la mehegiți, lăsați zilele să treacă cu rău și cu bine. Trece noaptea întunecată, iar sorile vine. Lăsați zilele să treacă cu rău și cu bine. Trece noaptea întunecată, iar sorile vine. La mulți ani am românesc, hai să ne trăiți. Sănătate vă doresc de la mehegiți. La mulți ani am românesc, hai să ne trăiți. Sănătate vă doresc de la mehegiți. Nu e om pe asta lume să nu dea de greu, să gândim la lucruri bune, hai și tu și eu. Nu e om pe asta lume să nu dea de greu, să gândim la lucruri bune, hai și tu și eu. Să trăiți, anul ăsta vă poftesc de la mehegiți. Sănătate în lume bună, mulți ani să trăiți, anul ăsta vă poftesc de la mehegiți. Am intrat în direct. Bună seara, dragii noștri, ce mai faceți? Bine, Belger. Astăzi
Lili Vlaicu, soția prietenului meu Vlaicu, cel mai bun bucătar, împlinește o vârstă frumoasă. Să-i dea Dumnezeu sănătate din partea soțului, din partea Simonei Voicu și din partea soțului și din partea tuturor prietenilor, familia Ninoiu, multă sănătate, din partea familiei Băluță, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu și să ne reîntâlnim la acele chefuri minunate. Pentru că o viață avem. Clipele alea, cu clipele alea rămânem. Așa. Deci, Nina, deja s-au epuizat cele aproape două melodii. Da. Mai avem. Luăm pauză? Nu cred că deci, e cazul. Hai să dedicăm și pentru conțăranii tăi de la... Nu numai atât, eu zilele astea am avut trei mari sărbătoriți în familie. I-auzi. Este vorba de tatăl meu. Eu, sărăcuță. Da? I-am cântat la nunta de? De aur. De ai aur. Venit să probezi mireasa. Nu? Nu vreau să spun ce ai făcut acolo. Nu, am zis că e supărat. Noroc că tata te cunoaște și... Și am zis la microfon că e supărat că nu e, n-a fost mireasa, fată mare. Ești de al casei, altfel... Păi da, aveai de lucru. Putea să mă ia cu parul. Da. Apoi soțul meu, domnul Predescu, a împlinit o frumoasă vârstă, îi doresc toate cele bune, sănătate multă să poată să-și ducă la îndeplinire toate planurile pe care... Pe plan profesional? Și, da, și pe plan profesional și personal. Exact. Și apoi am cel mai drag nepoțel, căruia mâine... La mulți ani, dragul meu Predescule! Așa. Seamănă cu mine, știi prea bine. Nu mai intra peste mine, lasă-mă că îmi uit ideea. Lumea ne confundă chiar. Am un nepoțel foarte drag care face 10 ani și mâine o să-l sărbătorim. Dacă vrei poți să treci pe acolo. Că-l cunoști, știi foarte bine că e prieten cu tine, este băiețelul fratelui meu. Te pup, dragul meu, te pup, te pup, gala nenea de pui. Și apoi toți cei care astă seară... Își răpesc din timpul dumnealor și stau în fața televizorului cu ochii la noi și mai ales avem, la tine. Să știi că avem aproape patru admiratori până acum. Nu, știu că avem și foarte mulți prieteni comuni. Îi salutăm pe toți, le dorim, pentru că abia a început anul, să fie un an mai bun, cu mai multă sănătate, cu mai multă înțelegere, cu mai multă prosperitate. Avem un telefon. Alo? Da. Bună seara, ce faci? Bine fac. Da, e bine. Ai închis vacile tot, totul ai aranjat tot și te-ai pus în pat cu telecomanda, da? Da, și cu telefonul mână să da... Și ai dat de mine, și? Tele 3. Cu ce te ajut, drăguță? Vreau și o dedicație pentru tati, care în seara aceasta este la serviciu. Tati, dar cu cine vorbesc eu? Cu Bianca. Și mai cum? Popescu. Bianca Popescu? Da, de la Bobu. De la Bobu? Bianca? Da. Uite, băieță, mă întreabă în cască. Întreabă-mă, bă, dacă e măritată fata. Nu, nu sunt măritată. Vedeți, copii? Bianca, iartă-mă, da. Mă mai întreabă ceva. Cardul, cum stai cu cardul? Doar nu s-a schimbat moda belgă. Nu mă mai auzi? Fetele trebuie să întrebe de card, nu băieții. Acum moda s-a schimbat. Vezi că am și eu două fete și nu permite așa ceva. Eu n-am ce să-ți fac. Strânge... Da, doamna Nina, aveți dreptate. Păi nu. Ce facem aici? Deci, așa, Bianca, pentru mai cine vrei tu dedicație din seara asta? Pentru mami, pentru sora mea. Da? Mai ai și o soră? Da. Și eu am patru băieți aici. Bine, drăguță. Și pentru mai cine? Pentru mamaia, pentru tataia. Mamaia. Oh, ce cuvânt frumos. Mamaia. Tataia. Îți mai dau și ei din pensie cât uși de puțin, așa, să mai pui și tu deoparte. Trebuie. Bine, drăguțo. Deci, o seară minunată să ai. O melodie cu dumneavoastră, cu dușmanii. Cu mine, cu dușmanii? Dar de unde știi tu că am dușmani eu, Bianca? Păi am eu, nu dumneavoastră. O să-i blestem eu, dar după emisiune. Da, totuși, așa o melodie. Nina, îmi dă cu asta cu microfonul, vrea să-mi dea cu microfonul în râd, în nas. Nina. Vreau să te ajut să cânti live acum.
Bine, Bianca. Păi data viitoare, uite, când o să am o formație aici live, pentru tine o să interpretez această melodie minunată. Bine, vă mulțumesc. Au, șaoleu, mă, firața ai, dracu, dușmanii. Cu masa, cu casa, cu... ce-o fi? Bianca, pe săptămâna viitoare te pupa. Așa. Deci, pentru Lili Vlaicu din partea tuturor și pentru Alina Băluță, la mulți ani, să fii cu minte și să înveți să cânți. Melodiile lui Nina Predescu, mulțumesc că m-ai înțeles. Așa. Hai să cântăm. Nina, nu, mai povestește și tu, ce mai e pe la țară, ce mai... Să nu mă de vaci, de oi, de astea. Nu, nu, vreau așa. Să povestești puțin de acel muzeu minunat pe care tu îl ai acasă. Și pe care tu l-ai văzut. L-am văzut și am plecat fără nicio cămașă de acolo. Ei, uiți că ți-am dat o cămașă mai de mult. Da, sigur, mai spune, băi, și Nina. Pe care nu mai ai. Atât mi-a luat-o porcul. Atât de mult de ai pe avut culme. Grijă de ea. Pe culme, jos. Da, tu ai văzut că de o viață ce am strâns acolo, am reușit în sfârșit să le aranjez așa, să le... O să-l mutăm la mine la Alimpești, muzeul da. Tău. Sunt lucruri pe care le-am strâns de-a lungul vremii, atât costume populare cât și lucruri tradiționale. Vă invit să veniți să le filmăm și să le prezentăm publicului. O să vin cu domnul Davițoiu contra unui contract de 1000 de lei, că nu e mare lucru pentru tine, 1000 de lei, Nina... Păi de cu... ce tot eu? Păi, dar cine... înțeles. Doamne Dumnezeule! Mai ales pentru tine. Păi da, asta e bună, trebuie să facem publicitate. Ai început să faci afaceri cu mine, nu? Fac afaceri. Da. Ajungem noi la o înțelegere, facem un troc. Tron? Troc. Troc. Da. Cred că mai avem un telefon. Alo, bună seara, ce vreți? Pa, la revedere. Cred că... Alo? Alo? Simt că cineva mă sună. N-am văzut așa ceva ce simțuri am. Da, vă rog. Alo? Da! Bună ziua! Bună seara! Bună seara! Bună ziua! Vreau să fac și o dedicație. Ai emoții? Puțin. Dă mai ce la televizor, puiule? Imediat. Vreau să fac și o dedicație. Da. Special pentru frățiorul meu care face 28, face 12 ani pe 28 februarie. Da, să fie sănătos. Pentru mătușa care face 15 ani. 15 ani, mătușa? 34 pe 15 februarie. Mă, stai puțin că tu mă bagi în ceață pe mine. Și eu nu sunt un prost. O dată zici că mătușa ai de 15 ani și o întorci în vers și o faci de 30 ceva. Deci cât? Am greșit. Câți ani are mătușa? 35 de ani. Da. Da, așa puiule. Să fie sănătoasă. Mulțumesc. Dar cum te cheamă pe tine? Cosmina. Și mai cum? Coste. Și de unde ești, Cosmina, Coste? Din Bârsești, Târgu Jiu. Departe, dragă, departe. Sunt aproape 3-4 km. Nu veneai direct să intri pe ușă, să dedici direct? Ce mai sunai la telefon? Nu. No. Nu? Nu. No. Găinea aia acasă, puiule? Da. Săptămâna viitoare cu coșul cu ouă, să te văd la ușă aici. Să ne pregătim de Paște. Păi da. Adică să punem ouăle la clocit, să facă pui, pui să facă găini și găinile să facă ouă de Paști, să dăm la telespectatorii noștri. Așa, puiule, pentru cine mai vrei? Și pentru întreaga familie. Toată familia. Familia Tomescu pe acolo, prin Bârsești. Da, familia Belteu, mai mulți. Belteu? Da. Pupă-i din partea mea. Da. Bine, drăguță, să ai o seară minunată. Bine, împreună cu familia ta. Din momentul de față cântăm. Nina, cântăm, nu mai tragem de timp. Te rog, că sună telefoane mereu. Cred că mai avem un telefon. Nu mai luați.
întoarce gândul, mă cheamă înapoi pământul. Oare unde mă duce gândul, mă cheamă înapoi pământul. Însă atunci vântul bace și unde mi-am lăsat un frace. Copilărie. E mama, cum să fiu uitat de când din sat am plecat. Mama, cum să fiu uitat de când din sat am plecat. Numai cu o mână ce bani și minge de 16 ani. Am lăsat părinții buni și-am crezut că fac am stat prea puțin cu voi. M-am dus din sat de la noi și-am stat prea puțin cu voi. Aș veni acasă de Paște, nu știu câți mor mai cunoaște. Am să urc în la vie, poate nu cu să mă știe. Meri și prunii pe vale, că i-am pus cu tata mare. Pe el l-a ghițit pământul, mi-a venit și mie rândul. Vă rog să nu mă lăsați în sat să mă îngropați. Mi-a venit și mie rândul, poate mă chema din mâna mea, Doamne, să poate vegea. Cine hodaie pan la poartă, ei n-or face niciodată. Să știe dușmanii mei că nu-mi prind mintea cu ei. Să știe dușmanii mei că nu-mi prind mintea cu ei. Că nu sunt bun de nimic și am la deștual mic. Pe mine m-a știe o lume și am vorbit vorbă rămâne. Cu
dușmanii cad la panașe, dar ce mă fac de dușmanșe? Cu dușmanii cad la panașe, dar ce mă fac de dușmanșe? Le cunosc pe uitatură și pe veninul din gură, că de-ar putea m-ar mânca, dar și casa mi-ar strica. Ascultați-mă, dușman, și mă ridic orice mi-ați face, că am minte și am bani și știu care-mi sunt dușmani. Îi lovesc unde îi doare, nu mă uit că-s de neam mare. Pe mine când m-au lovit și nesând nu s-au gândit. Îi lovesc unde îi doare, nu mă uit că-s de neam mare. Pe mine când m-au lovit și nesând nu s-au gândit. Au, Nina, sună telefoanele ca dracu, nu știu ce se întâmplă. Opriți-le, frate. Pentru tine. Da, pentru mine, eu-s vedeta serii. Ce să-ți povestesc? Eu sunt pentru mine. Ai văzut că sună numai doamne și domnișoare. Până acum, da, bărbați mai puțin. Alo, ne-a auzit bună cineva. Seara. Bună seara. Sunt Zoia din Rovinari. Cine și sunteți? Și eu să fac o dedicație. Cine sunteți, domnișoara? Zoia din Rovinari. Zoia din Rovinari? Da. Și mai cum? Brândușoiu. Da. Da, domnișoara. Vreau să fac și eu dedicație, toate melodiile din seara asta, pentru familia mea. Da. Pentru părinții mei. Da. Pentru colegele mele de la supermarket, Trei Rovinari. Eu sunt la etaj. Pentru dumneavoastră, domnul Berger. Da, să rămână, vă mulțumesc. Și pentru toată lumea, toată suflarea locuitorii care din ne privește. Rovinari. Bine, măi, domnișoară. Bine, vă doresc o seară bună și multe emisiuni frumoase. Da, vedeți și dumneavoastră, sunt educative. Da, asta foarte, am spus foarte și educative. Unei doamne deosebite. Mai ales dacă le dați dumneavoastră. Să urmărească emisiunea seara asta, că este o emisiune educativă, doamne. Foarte educativă, domnul Berger. Da. Și asta trebuie să transmită și copiilor la grădiniță acelai lucru. Pentru că sunt, să le urmărească că sunt emisiuni educative. Da, da. Bună seara. Bine să rămâile. Pentru Diana, pentru Mari, pentru nepoata Lorena și soțul Pufi din Scoarța, din partea soției Simona Stănescu. Cred că din Spania, cred că transmite mesajul ăsta. Pufi, ești un fericit. Pufule, Pufi. Pentru familia Anton și Viorel, multă sănătate să vă dea Dumnezeu la toată familia. Mai avem un telefon. Alo? Yeah. Alo, da. Alo? Da, vă rog. De la Logreț vă deranjează Marea Belghere. De unde? De la Logreț, Marea vă deranjează Belghere. Păi cum trecuși dealul așa? Cum reușiți peste dealurile păi astea? De la liceu la numărul 4, că eram cu dubița la Nicu Pâine, la fabrica de pâine. Nu ne mai aduce aminte de liceu. Taci din gură, că am făcut și prostii pe acolo. Gata, șeful, colegule. Le deam pâine la amărâți. Bine. Vreau și eu dedicație, domnul Belger. Cu cine am de-a face? Cu Malea Iul. Malea? Malea, da? Ți-a spus. Aminte? Malea! Așa vezi. Manea slutul și urâtul, manea grosul și arțăgosul. Mă ți-au ce aminte poezia asta? Știu dacă faci o sârbă cu acordeonul. Stai că o să-l aduc mâine. Cum făceai pe la fabrica de pâine. Ai răbdare că data viitoare o să-l iau în emisiune. Domnul Berger. Da, drăguțule. Vreau o dedicație pentru Oprea Ioana Violeta. Oprești? Oprea. Oprea Ioana Violeta. Da. Fica mea din Bustuchin, stat Nămete. Da. Pentru ginele meu, Oprea Gheorghe. Da. Fiul meu, Malea Ion Constantin. Da. Și pentru poții mei și toată familia. Să fiți sănătoși. Dăm o melodie frumoasă cu doamna Ana Predescu până vinerea viitoare.
Da, ce până vine, că nu stăm până vinerea viitoare aici. Imediat urmează, imediat, să stai în fața televizorului, că imediat pentru tine o să fie primele două melodii, da? Cu patași mustața. Ce ai, bă, măi, băiatule, măi, tu ești din aia? Doamne Dumnezeule, am o priză la bărbat și nu s-am pomenit. Da, și că să mă audă doamne Ana Predescu, că până acum n-a avut bărbat la telefon. În sfârșit. Nu, au mai fost și la începutul emisiunii, dar ați văzut că predomină femeile. Și da. Culmea, sună un bărbat și tot pe mine mă vrea. Cred că Belger și-a pus toate prietenele să-l sune. Nu, Nino. Nu, este o emisiune serioasă și nu... E, mai glumim, în emisiunea ta nu putem să fim serioși. Păi, cum? Pardon? Nina, te rog, nu face emisiunea de râs. Bine, Manea, te pup! Pa! Să fie domnul Berger, are că ai după tine timpul toată ziua să te prind. Ce zici asta? Ce zici, mai? Alergai după tine timpul toată ziua, doamna Mănei, că alergat prin casă ieri. Prin pod? Alergat prin pod. Păi ce dracu am ajuns să fur porumb după pod, cârnațuri? Porumbei. Doamne Dumnezeule, măi băiatule, te aude da, DNA-ul. Bine, o seară plăcută. Mulțumesc la fel. Deci, pentru familia Strade la Bărănești, multă sănătate. Pentru Sorin Baroș și toată familia lui, multă sănătate, Sorine. Pentru Lușu de la Bălcești, la fel, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu. Mai avem un telefon iar? E un telefon pe vine. Îl simt pe vine, așa. Alo? 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 Să trăiți, domnul Belger. Să trăiți dumneavoastră. Mărim Popa sunt. Prietenul și cumnatul lui Iordache. Polițaiul de la 2, pe minerilor. Taci din gură, nu mai spune de poliție și de asta. Zici și tu, pentru toți agenții de circulație, toți polițiștii comunitari care ne feresc de bețivani, de oamenii răi. Atunci prietenul de la Vâlcea, care ai fost la mine la Vâlcea, cum e Subișu. Eu cu Mitsubishi, eu nu știu, eu nu știu să conduc mașină de aia. Nu știu să conduc. Deci s-a ridicat capota din mers și m-a trezit cu capota în parbriz. Da. Aia e. De m-a lovit drept în rât. Știu, o mașină deosebită. Da, domnul Berger. De atunci nu m-am mai suit în ea. Foarte bine. Da. Bine, domnule Berger, să fac un lucru bun. Vreau și eu câteva dedicații. În primul rând pentru soția mea. Da, drăguțule. Popa Lina Alina. Da, să fie sănătoasă. Și toate colegele ei de la mobilă. Corcovia. Cred că nu face mobilă din aia, din patru blând, din aia cu capac mișto, cu vizor deasupra, cu ăsta, a? Da. De la Pau, domnule, cel mai de la domnul Pau. Da? Colegul meu de vânătoare. Îl salutăm și noi. Da. Să fie sănătos și să-i meargă firma, să puteți să luați bani, să vă bucurați, să vă întrețineți familiile. Uite, afară e zăpadă, ninge. Atunci stăm în casă și numărăm la bani. Și în primul și pentru doamna, și pentru doamna de la Vâlcea. Doamna Nina Predescu. Doamna Predescu de la Vâlcea, că toți vâlceancă ca mine. Da, locuiesc la Vâlcea, dar sunt mehedințeancă totuși. Da, ea are cățeaua sucăruță. Păi și eu sunt din Vâlcea, dar stau în Târgu Jiu, că mai bună pâine la Târgu Jiu. Și cățelul, da, unde-l ții, cățelul? Da, domnul Berger. Unde ții cățelul? Da. Pentru fetele mele, pentru Ioana și Camelia, care au plecat la mamaia la Vâlcea. Pentru nașul Ilie, care au căzut la fabrica de pâine Popa și Mari. Da. Colegii dumneavoastră, pentru Ciurea Miru și pentru Ciurea Relu, cu colegii dumneavoastră de la fabrică, domnul. Da. Să fie binecuvântați. Și pentru dumneavoastră și pentru toți care mă cunosc. Toți te cunoaștem, ce fel de om ești. Și pentru colegii mei de la firmă, toți care mă cunosc. Da, să vă dea sănătate.
Mulțumesc asemenea și dumneavoastră. Bine, dragul meu. Sănătate și multe emisiuni în continuare. Bine, mulțumesc mult. Pentru doamna Știrbu Maria, educatoarea lui domnișoara Băluță. Multă sănătate, doamnă, să vă dea bunul Dumnezeu. Multă sănătate. Pentru Ilie, pentru Gabi și pentru Ademona, care sărăcuța a făcut o operație de apendicită, acum este acasă, e ok, Ademona e sănătoasă, mă bucur și ne întâlnim la nuntă. Acum poți să joci, i-a scos apendicul, știi? Păi o deranja pe fată. Și uite, acum se simte foarte bine, m-am rugat și eu la Dumnezeu să-ți dea sănătate și uite că, într-adevăr, Dumnezeu m-a ascultat. Așa, mai avem un telefon. Alo! Alo! De unde ne sunați și cine sunteți? De la Roșia de Amaradia. Constantinescu mă numesc. Da, Lili Constantinescu. Doamne Dumnezeule, cum ne prinzi, măi, fata mea? Păi de când stau să vă prind și vă prind săi? Păi uite, mă sună Purcel de la Băleșcă, bă, nu te pot prinde deloc. N-am ce-i face, eu stau aici ca să vă prind mereu. Învață-l, dragă, și pe el cum să introducă degetul în ăla. Păi dar nu știu cine este și nu mă interesează. Da? Da. Se frică de bărbatul tău că îți reglează maxilarul? Vreau să fac și eu dedicație în primul rând pentru... Fă-o cu maxilarul întreg, las, zi. Pentru soțul meu. A, eram sigur. Pentru băieți. Da. Pentru părinți. Da. Pentru nași? Da. Locuitorii comunei Roșia de Amaradia? I-auzi! Pentru domnul primar? Ia! Și pentru toți minerii, că m-au văzut la Târgu Jiu că vreau să lupte să-și ceară drepturile. Ia și tu grebla și vino la meeting! Iau furca, nu grebla! Păi și ce faci cu furca? Bani în care nu dau banii la mine. Băi, fata mea, până nu strângi fânul cu grebla, n-ai ce băga furca! Păi învață și tu, ce naiba? Eu la dumneavoastră vă învățați să știți politică. Poftim? Vreau să facă doamna Ina Pedescu un cântec, dacă are cu străinătatea. Aha, păi pleacă acum, pleacă dincolo, în Germania. Și vrei să scrie din Germania, nu? Nu, de acolo, din lângă dumneavoastră. Aha, cu străinătatea, vrei manele tu? Nu manele. Dar mamele, dar ce? Cum? Muzică populară de doamna Dina Petescu. Da, deci muzică populară cu manele. Nu manele, nu. Bine, bine, drag. O seară frumoasă în continuare cu multe emisiuni. Bine, să rămână, o seară minunată. Ce publicitate? Alo, cum să băgăm publicitate? Lăsați-mă să termin dedicațiile. Dragii mei, mă forțează, stai, numai o clipă, cred că o să luăm publicitate, dar să nu schimbați canalul, că e nasoală treaba. Eu vă văd. Mai avem un telefon până nu luăm publicitate? Nu vreți să luați telefonul? Publicitate.